Mariana Drăgescu a fost una dintre cele mai notori personalități ale aviației românești și ale lumii mondene. Ea a fost o prietenă apropiată a Marinei Stirbi, alături de care a trecut prin primele greutăți ale perioadei comuniste. Cu sprijinul ei, Mariana și-a cumpărat propriul avion, un Messerschmitt M35, echipat cu un motor cu 7 cilindri în stea, capabil să atingă viteza de aproximativ 235 km/h. Cu toate că aparatul era o adevărată bijuterie tehnică pentru acea perioadă, a fost confiscat de autoritățile comuniste. De asemenea, una